ciobănesc german sau ciobănesc belgian malinois. Care e diferența? Partea a doua, hai să vedem. Culorile sunt un pic diferite. Dacă la cel german avem un mix de marocu negru, la cel belgian avem bej cu o mască neagră, cum ai văzut și la domnișorul Butelie. Malinois este un pic mai înalt și cântărește mai puțin, dar nu cu mult decât cel german. Ciobănescul german trăiește cam 9-13 ani, în timp ce cel malinois 12-14 ani. Am avut ambele rase și crede-mă, sunt foarte inteligenți amândoi, nu voi face această departajare. Pentru planul de nutriție și educație, Canine, dă-mi un mesaj și apasă pe plus pentru a afla totul despre câini.